Iată, domnule președinte, ce situație frumoasă în Parlamentul României astăzi, care demonstrează că țara noastră este chiar țara tuturor posibilităților. Au vorbit până acum reprezentantul croaților și mi-a plăcut foarte mult. Când eram tânăr profesor, am fost la Oravița, repartizat în județul Caraș-Severin și am amintiri grozave. De asemenea, a vorbit, trăit, simțit domnul Babucian, reprezentantul armenilor, reprezentantul tătarilor, reprezentantul maghiarilor. Ei, dați-mi voie să fiu și eu reprezentantul românilor și să vă spun că eu consider că aici împreună putem face ceva mai mult pentru țara noastră. Ce inspirație divină trebuie să fi avut acel păstor care sigur era român, ieșit într-o primăvară în fața bordeiului său și văzând pomii înfloriți să spună că aici este un picior de plai, o gură de rai. Sunt destui cărturari care spun că aici este grădina Maicii Domnului. Sigur că în perioada aceasta oricine merge cu autobuzul, cu mașina, cu trenul, vede dealurile înflorite și livezile în care nimeni n-a mai intrat de ani de zile cu ferestreul de tăiat și foarfeca de curățat, și ele au înflorit, ceea ce înseamnă că divinitatea are grijă de acest colț de lume. Mai trebuie să avem și noi, însă, oamenii. Iată că, pismuindu-l pe baciul moldovean, cei doi fârtați, vrâncean și ungurean, l-au și răpus de altfel. Motivul Gâlcevii nu mai operează astăzi, pentru că s-ar părea că mioarele s-au prăpădit. Numai domnul Daia le mai caută, săracul disperat, printre munți. Fie le-au mâncat lupii, fie s-au încurcat în mărăcini. Și locul lor a fost luat ghici de cine? De Ghiță Ciobanu, care în loc să-și ducă oile la strungă, face reclamă la Nokia și alte telefoane care fac ravage, iar locul transhumanței a fost luat de Facebook. Ce să spun? E o țară bună, frumoasă. Am încercat și cu vorbă bună. Am fost și mai dur. Am ieșit chiar și din normalitate uneori, sub aspect verbal, criticând guvernul. Astăzi nu vreau să fac lucrul acesta. L-am ascultat și pe colegul de la USR, cunoscut în județul nostru drept băiatul cu rucsacul, care în perioadă n-avea organizație și umbla cu un rucsac în spinare, acolo și avea și birou și electoratul, dar iată că divinitatea i-a dat posibilitatea să ajungă în Parlament și i-aș sugera că înainte de a se întreba aici ce cu cinematograful modern din Vaslui, să ia legătura cu primarul orașului și va primi toate lămurile. De asemenea, la mulțumim, domnul deputat. Nu cumva vreți să mă opriți? Vreau să vă spun că timpul de 3 minute a fost expirat. Păi nu sunteți drept. Eu tot pledez ca dumneavoastră să ajungeți o persoană în prim rang în PNL și dumneavoastră mă obstrucționați, dar oricum cel care v-a vorbit și chiar a ținut o declarație politică este Corneliu Bichinez de la PMP Vaslui. Mulțumesc.